Bună ziua și bine v-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Așadar, pornim la treabă repede. Tema pentru acasă. Pentru acasă. Clasa a șasea. Suntem în 8-a 12-a 2017. Și variante de teze. De teze, da? Variante. Pentru teză. Noi am început varianta, nu știu care e, varianta 6, da. Sau nu știu cât a fost acolo. Și propunerea mea, asta care am și discutat de fapt, este să nu mai faci subiectul. Primele, știi? Da. Deci pe 2 și 3. Da. Subiectul 2. Ies 2, da? Da. Fie x egal cu... Fie x egal cu... 2 la 3-a. Da. Plus 6 împărțit la 2, plus 3 la 0, ori, deschideți paranteză, 1 plus 2 ori 2, închideți paranteza, da. Închideți, și y egal cu, da. Paranteză pătrată, paranteză rotundă, 2 la 3-a ori 2 la 7-a, închideți paranteza, totul la 5-a, da. Împărțit la 2 la a 8-a, totul la a 6-a, da. Așa, plus 2012 la 0, la puterea 0, închideți paranteza pătrată, ori, acoladă, 3 la 6, tot la 7, da. Împărțit la paranteză pătrată, 3 la a 2, tot la 4, da, și închideți pătrata, tot la 5, așa, minus 7 la 1, închideți acolada, totul la 2. Bun. Punctua. Arătați că x este pătrat perfect. Așa e. X egal. Pătrat perfect. Perfect. B. Aflați cardinal de y. Card de y. Cred că cardinalul mulțimii divizorilor lui y. Da, deci... Scrie aflați card de y. Cardinalul divizorului, la numărul divizorului Y, da. Da, cardinalul, da. Cardinalul, adică numărul divizorilor Y, egal cu cât? Da. Cât divizorul Y. Așa. Perfect. Și ce? Demonstrați că cel mai mic multiplu, nu? Între paranteze așa era scris X, Y, cel mai mic multiplu, plus... cel mai mare divizor, nu? Așa, în rotund. Da. X, perfect. Da. Se divide la 7. Deci, asta, totul se divide la 7. Deci, suma dintre multiplu da, și divizor... Da, nu mai este pusă acea paranteză, da. Doar... Eu asta da. înțeleg, ca să fie da. Mai clară povestea. Uh-huh. Suma dintre multiplu și divizor... Corect. Se divide la 7. Da. Așa. Punem repede la treabă, David, te rog, ies la comandă. X egal cu 2 la 3 plus da. 3 da. Plus 1 da. Ori 3, 1 ori 5. 1 ori 5, da. A fost direct paranteza. Da. Egal cu 8 plus 3 plus 5. Adică 8. Da, 8 plus 8, 16. Lipsui capra, Y-ul. Y-ul egal... Acum mai... O vine 2 la a 10-a, 2 la a 50. Da. La 50 împărțit la 2 la 48. Corect. Plus 1. 1. Tot într-o paranteză. Într-o paranteză pătrată. Pătrată putem lăsa, nu e nicio problemă. Da, nu e nicio problemă. Da. Pătrată. Ori a acoladă. Da. 3 la pas 2. 3 la 42. Ori. Împărțit. Împărțit la 3. 3 ori 5, 15, 5, nu, acolo e 2, am scris 3. 2 ori 5, 10, 40. Împărțit la 3 la 40. 3 la 40. Cum ai ajuns la 40 ca să-i convinzi? 2 ori 4, 5. Adică...
Dacă nu erau parantezele, era 4 la 5 și după deci aceea... Dacă ar fi fost o scăriță, da. Deci dacă ar fi fost 2 la 3 la 4 la 5... Mai întâi făceam 4 la 5, dar făceam 3 la 4 sau cât de acolo. 3 la rezultat. Da. Și 2 la rezultat. Și 2 la rezultatul acela. Deci din vârf se ia înapoi, da? Foarte important. Dar așa paranteze se dirigează. Exact. 2 ori 4 ori 5. Exact. Asta spune. Da. 2 ori 4 ori 5. Deci de aceea ai făcut, corect, minus? Minus 7. Corect. Totul la 2. Totul la 2. Și egal cu? Și egal cu Y egal cu... Poți să continui, nu mai zici din nou Y egal cu, poți să continui și așa cu faptul, da? Dar tu ai scris așa acum? Da. Zi. 5. 5 deodată, paranteza. Da. 5 ori? Ori, așa vine 3 la 2 minus 7, 2 la 2, 4, ori 4. Sigur? Păi 3 la 42 împărțit la 3 la 40 vine 3 la a doua, adică 9, minus 7, 2 și 2 la a doua, 4. Corect, ori 4. Și egal y cu... egal cu 20. 10. Y egal cu 20. Am făcut primul. Da. X-ul s-a arătat din pătrat perfect. X-ul este pătrat perfect? X-ul este 16. Da? Deci am X. X la mic spunem că X egal cu 16, egal cu 4 la a doua. Deci neapărat, chiar dacă așa tot dat rezultatul acela, faci cum aș cu domnul. Da? Da, 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 răspundem acum. Da? Deci da? Am calculat pe X, am văzut Y. X a egal cu X la a 16, care e căluat, și înseamnă 4 la a doua. Asta însemna să arătăm din pătrat pe 3. Să găsim în final ceva la a doua. A doua. Punctul B. Punctul B. Păi, îl vom descompune pe 16. Cardinal de? A, cardinalul. Divizorul Y. Mulțimea divizorului Y. Păi, mulțimea îl descompune pe 20. Asta îi măturăm pe toți. Așa. Deci divizorul Y. 20 e... 2 la... e... 2 la 2 ori 5. 4 ori 5. 2 la 2 ori 5. Deci 20 este egal cu... 2 la 2 ori 5. 2 la 2 ori 5. Și divizorii lui Y sunt 2, 5... 2, 5... 4... 4... 10... 10... 20... 20... Și cam atât. Și 1. A, da, și 1. 1 și el însuși sunt divizorii improprii. Da. Divizorii proprii sunt 2, 5, 2, 4, 5 și 10. 10. Astea sunt divizorii proprii. Da? Știi bine. Astea sunt improprii. Am scris și dumneavoastră pe tablă. Da. Și acum, cardinal? Cardinalul este 1, 2, 3. Cardinalul divizorului Y? 6. 2, 4, 6. Cardinalul egal cu 6. 6. Am răspuns, clar, este divizoria. Ce? Ce-ul? Păi pe 20 l-am deja descompus, pe 16 e 4 la 2 l-am descompus. Da. Ba nu, stai când va fi 4 la 2. Acât? Trebuie să fie 2 la 2, adică 2 la 4. 2 la 4, 2 la 4. 2 la 4 e 16. Și am va veni... pe 16 egal cu 2 la 4. 2 la 4 și 20 e 2 la 2 ori 5. Ori 5. Cel mai mic mult. Uite așa vă vedem. Acum știm rapid, între da. 16 și 20, uite, îi punem așa, multiplul între 16, cel mai mic multiplul între 16 și 20, egal cu? 16 ori 5. 16, cel mai mare, 16, adică 2 la 4 ori 5. 40. 16 80, ori 80, 5, 80. Egal cu 80. Iar cel mai mare divizor între 16 și 20? 2 la 2. 2 la 2. 4. Deci egal cu 4. Și acum noi trebuie să arătăm că suma dintre multiplu și... 84. Exact. Deci răspundem la punctul C. Multiplul dintre 16 și 20 plus divizor, cel mai mare divizor comun între 16 și 20 este egal cu 80 plus 4, face 84, aici se divide la 7. Nu? Se poate exact așa. Terminat? Ești. Da.
Ce am vrut să fac autora? Ce trebuie să... Dacă știm să facem calcule cu puteri. Operații puteri, asta urmă. Știm ordinea aceea. Efectuării deci, operațiilor. Ordinea efectuării operațiilor. De asemenea, paranteziile, rolul parantezilor. Deci am urmărit mai multe lucruri în timp asta. Noi am răspuns, știm să le facem, uite-te la noi, că nu greșim. Dovada este că am sensat și aici că una este scărița și alta este paranteze puse, deci trebuie să știm că așa trebuie gândit aici. Parantezele înseamnă ce? 2 la a 4-a, nu? 3 la 8 ori 5, 40. Deci totul a fost perfect. De asemenea, am vrut să facă ce înseamnă multiplu și cardinalul și divizor, cel mai mare divizor comun și multiplu. Deci, iată, niște lucruri destul de interesante. S-a adresat autor la un nivel mediu aici. Da. Da? Deci, cu subiectul ăsta, nu a făcut un salt sus. Nu și-a propus să facă o chestiune foarte, foarte dificilă. Eu am să-ți spun acum o chestiune. Îmi vine în minte repede să spun că știi tu bine că 25 egal cu 16 plus 9. Da. Da? Scrie și pe chestia asta. Deci 25 egal cu 16 plus 9. Da. Acum, facem următorul lucru. Aceasta să mai traduce, a scrie că 5 la a doua egal cu 4 la a doua plus 3 la a doua. Da. Și hai să mulțim acum egalitatea asta cu 5 la puterea, deci 5 la puterea, un număr par, la o putere număr par. Hai să zicem 5 la putere 100. Egalitate. Spune-mi tu ce rezultă de aici. Să mulțim sau să... Mulțim, egalitatea okay. Asta. 5 la 102. 5 la putere 102. 102. Egal cu? 4 la 102. 4 la puterea? Nici o 4 ori la 2, ori 5 la 100. Așa rămâne. Așa îngheață, n-ai ce-i faci. Deci 4 la 2, ori 5 la... Ori 5 la 100. 100. Plus 3 la 2. 3 la 2. 5 la 100. Ori 5 la puterea 100. Așa. Și acum, asta mai poate fi scris ca 5 la... 100 pe lângă. Hai, ne întoarcem înapoi, scoatem factor comun. N-am făcut nicio afacere. Eu aș vrea să-ți atrag atenția că mai pot scrie greșițul ăsta ca fiind 5, în loc de 5 la 100, pot să zic 5 la 50. Da, 5 la 50 ori... Totul la 2. Totul la 2. Să pot scrie 5 la 50 ori 5 la 2. Da? 5 la 50 ori 5 la... 5 la 2. 5 la 50 și totul la 2. Da. Da? Poți să scrie așa, da? Nu pot deci... să fac 5 la 50 ori... Nu, nu merge. Cum zici? Să scriem? Nu, lăsați scrie. Deci era o greșeală, da? Deci să zicem 4 la a doua, ori 5 la puterea... 50. 50. Totul la... Totul la a doua. A doua. Plus... 3 la a doua. 3 la a doua. Ori 5 la 50. Așa. Totul la a doua. Totul la a doua. Și acum... Egal aici, fiindcă e la a doua și la a doua, poți să-i spui că 4, 4, ori 50 la 50, totul la a doua. Nu-i bine? Da. E la a doua și asta și la a doua și la asta și totul. Acum să făcut 50 ori 50. 5 la, 5 la 50, foarte bine că ai văzut. 5 la 50 este. Da. Și plus 3 ori, 3 ori, ori 50. Ori 5 la 50. Ori 5 la 50. Și totul la a, la a doua. A doua. Ei, iată cum l-am scris pe 5 la putere 102. Ca o sumă de două pătrate perfecte. Deci, poți să formulezi așa un exercițiu. Să se arate că 5 la putere 102 se scrie ca o sumă de două pătrate perfecte. Da? Deci dacă ți se dă exercițiul ăsta,
El ascunde în comisie faptul că 5 la 102 se scrie ca 5 la 100 ori 5 la a doua. 5 la a doua se descompune ca o sumă de două pătrate perfecte, 4 la a doua plus 3 la a doua, și după ce este sesizat asta, că e vorba de mulțire cu 5 la 50, face 5 la 100, face acest lucru și în final am arătat, acesta este un ghișitiu tare. Am făcut mai de mult, am făcut mai devreme precizarea că ghișitul ăsta n-a fost cu o chestiune de dificultate sporită, dar ăsta este. Când spui să se arate că ăsta se scrie ca o sumă de două pătrate perfecte, sumă de două pătrate perfecte, tu trebuie să arăți că e ceva la a doua plus altceva la a doua. Că aici, așa cum ați arătut, să se arate că e pătrat perfect, era banal, ușor de văzut. Și ai spus că e 4 la a doua. Dar varianta în care suntem aici ne pune la treabă foarte tare. Deci dacă se dă așa, 5 la 102, să se arate că e o sumă de două pătrate perfecte, sau orice altă putere scrisă ca o sumă de două pătrate perfecte, ea ascunde în culise o șmecherie de asta. Da? Ascunde și ea înmulțită cu ceva, nu poți, deci mie dacă mi se ar fi cel, e ieșit eu ăsta să-l fac, să zicem așa, că 5 la puterea 102 se scrie ca fiind 5 la 100 ori 5 la a doua. Și 5 la a doua se sesizam care descompunerea aceea. Care descompunere? 16, adică 4 la a doua plus 3 la a doua. Și ea se bazează tot calculul pe această idee. Și acum 5 la 100 se vede că trebuie înmulțit și în 100 se află un pătrat perfect, 5 la 100, că zici 5 la 50 tot la a doua, și atunci reușesc să scrii chestia asta. Da? Bun. Am făcut această poezică pentru că mi-a venit în minte un astfel de ghișiciu cu o dificultate mai mare. Acum mergem mai departe. Așa. Determinați ce valori pot lua numerele A și B, știind că A plus B egal cu 126. Deci, știind că A plus B egal cu 126. Și cel mai mare divizor AB egal cu 9. Cel mai mare divizor al lor. Da. Este egal 9. Cu 9. Și cine este? Determinați ce valori pot lua numerele A și B. A egal cu cine? Da. Și B egal cu cine? Cu alimente se află așa de știin că suma lor este 126, cel mai mare divizor comun al lor este 9. Ce înseamnă că 9 e cel mai mare divizor comun al lor? 9 divizor mai mare decât 9 care să fie. Nu exact, da? Atunci au cum se scrie dacă 9 cel mai mare divizor comun? Nu egal 126 minus B. Da. Dar nu ne ajută. Ne legăm de aici. Că cel mai mare divizor comun al lor este 9. Înseamnă că au 9 ori ceva. Și B-ul e tot 9 ori a ceva. 12. Nu știu ce jodă-și de tare. Păi, eu traduc asta, nu știu nici eu deocamdată. Exact cum spui tu, nu vezi perspectiva, nu? În momentul de față. Dar insistăm pe chestia asta. Plecăm la cel mai mare divizor comun a două numere. E 9. Deci de aici rezultă că A ar fi egal cu un entun, încă o dată. Adică, 9 ori X. 9 ori X, corect. Ori X.
Iar V-ul egal cu? 9 ori Y. 9 ori Y. Despre X și Y mai pot avea ele vreun divizor comun? Nu, sunt prime între ele. Asta e foarte important. Deci sunt prime între ele? Nu am. Cum spunem că sunt prime între ele? Cum? Cum dăm asta? X virgulă B, X virgulă Y, în paranteze rotunde, egal cu 1. Deci, cel mai mare divizor comun al lor este 1, da? X, Y, cel mai mare divizor comun este 1. Asta înseamnă că ele sunt prime între ele. Foarte, foarte important. Acum că știi pe A și pe B, hai să zicem să înlocuim în relația de sus. Vreau să ai curaj. Știi că am vorbit ieri. Deocamdată, eu am tradus ce? Hai să vin ieri și ce. Am tradus că cel mai mare divizor comun este 9. Înseamnă că fiecare l-are înglobat pe 9. Adică A-ul este 9 oriceva, B-ul este 9 oriceva și nu-i mai, altul nu-i mai mare decât 9, nu este și un divizor mai mare ca 9, că dacă X și Y am mai avea un 2 bună oară, un alt divizor, 9 s-ar înmulți cu aceeași, n-ar mai fi 9 cel mai mare. De aceea despre X și Y spune că sunt prime între ele. Și acum ducem relație și asta devine, prima relație devine ce? A plus B. Deci A plus B egal cu 126. Ce devine acum? 9X plus 9Y. 9X. Da. 9X plus 9Y. Egal cu 126. Egal cu 126. Factorul 9. Părțim totul, spatem un nou factor comun, nu? Da. Sau altfel spus, este exact, se face totul prin 9. Da. Pe rol. X plus Y egal cu 9 12 odată 14 da? 14. Iar X și Y, cum adăugăm de sub, sunt cum? Prime între ele. Deci am redus problema aceea de înainte la o altă problemă în care spune așa, să se afle X-ul și Y-ul știind că suma lor face 14 și că ele sunt prime între ele. Avem noi dificultăți aici? Nu. Adică cum o să gândim? Păi nu, ele prime. Sigur că X da. X egal cu 2. Exact. Deci începem. Pentru X egal cu 2, Y cu cât va fi egal? Egal cu 12. 14 minus 2, 12. Îți place? Treia. Nu. Că au, nu sunt prime între ele. X egal cu 3. X egal cu 3. Unde rezultă că Y este egal cu 11. 11 îți place? Da. Îți place, sigur că bine. Altă soluție, altă variantă. X egal cu 5. Unde rezultă că Y egal cu 9. Da, 5 și 9 sunt prime între ele? Da. Sunt prime, da, nu, niciun divizor. Bun și asta. Altă variantă. X egal cu 7, când rezultă că Y este egal cu 7. Tot 7, da? Nu-mi place. Nu-ți place, de ce? Pentru că au în comun pe 17. Deci, cel mai mare zor comun al lor este 7 în condiția asta, da? Deci asta nu-ți place. Apoi, X egal cu? X egal cu 11. Așa. Și Y egal cu 3. 3. Da. Îți place, nu? Alta? X egal cu 13. Da, de la 7. Da. Și Y este egal cu 1. Deci X egal cu... Da, am sărit de la... De la 5. Am sărit peste 7. Da. După 7, am făcut 11. Păi mai este de la 7, da. Nu mai este niciodată. E bine așa, nu? Bine. Am gândit bine. Oare aici am găsit X-ul să a schimbat rolul cu Y-ul, nu? Da. Dar aici nu ar putea și X-ul egal cu 9 și Y cu 5? A, da. Puteam să le luăm. Dar data asta noi n-am luat în calcul pe X egal cu 9 pentru că nu-i prim. Însă, datorită adunării de aici, adunarea este comutativă, trebuia să schimbăm și X-ul cu Y-ul. Deci, deci pierdem o soluție la matematici. X egal cu 9 și Y egal cu
5. X egal cu 13 și Y egal cu 1. X egal cu 13 și Y egal cu 1. Nu. Luăm așa ceva? Sigur. Nu luăm așa ceva. Deci 1 nu poate fi privit, nu? Da, este în zonă. Finalul este că am găsit câte variante. 1, 2, 3, 4. Și acum, pentru prima soluție, pentru X egal cu 3 și Y egal cu 11, rezultă prima pereche, AU egal cu... AU este egal cu 27. Așa. Și BU este egal cu 99. 99. Apoi, pentru... AB-ul egal cu 99, AU egal cu 99 și BU egal cu 27. Deci, imediat, datorită faptul că e vorba de adunare acolo, A egal cu 99. B egal cu 27. B egal cu 27. X egal cu 5. X egal cu 5. Y egal cu 9. Unde rezultă că 40. A egal cu 40. Și B egal cu 81. 9 ori 5. Deci 40 9 ori 5. 9 ori 9. Păi, X-ul este 5. Și da, 4 ori 5. 45 aici, da? Da. Am greșit eu. Și B egal cu? Și B egal cu 81. Corect. Și tot atât de bine poți să învăța. A egal cu 81. A egal cu 81. Și B egal cu 45. 45. Da, 4. Numai atât, da? Eu zic mai avem. Le-am luat pe toate 4. Da. Deci X egal cu 3. Și Y cu 11 și invers. 5 și 9 și 9 și 5, da? Le-am luat pe toate. Hai să ne oprim un pic la ieșiții, că n-am percutat. Deci tu, dacă te aflai în fața ieșiților acesta, erai debusolat un pic. Da. De ce? De ce? Hai să vedem. Care e motivul? Ce, de ce n-ai intrat repede în el? Să-l fărâm. Te întrebai, a fost inițiativa ta să-ți scoți pe A egal cu 126 minus B. Da. Și dacă scrie așa, tot rămâneai blocat. Făceai doar atât și deci, nu știu. Sigur, noi am vorbit ieri. Nu trebuie să fie stăpâniță, nu știu, nu apare în mintea ta. Și în mintea oricărui copil care ne urmărește. Deci nu există nu știu. Fac, îl fac, mă descurc. Și încep să tragi de el. Măi, ce înseamnă divizor? Cel mai mare divizor comun. Care și-a fost secretul? Cel mai mare divizor comun al lor. E 9. Înseamnă că fiecare să zice 9 ori ceva. Dacă ar fi fost 3 numere. Fiecare să zic 9 ori X, 9 ori Y și 9 ori Z. Fără ca X, Y și Z acele să mai aibă un divizor comun. Da? Deci asta era toată povestea. Și ai văzut că ai înlocuit, s-a împărțit prin 9. Era de așteptat să împartă prin 9. S-a zis că e divizor comun și atunci trebuia autorul să dea suma lor multiple de 9. Mai am unul identic, așa vreți să mai fac, să vedem dacă merge sau nu are sens. Te rog, acum să vedem cum va face partea. Da. Deci A plus B egal cu 128. A plus B egal cu 128. Și AB, divizorul, da? Da. Da? 8. Egal cu 8. Repede. A egal cu 8X. A egal cu 8X. B egal, din asta a rezultat, așa spune. Și B egal cu 8, Y și adaugi de sub. Y și Y, prime între ele. Important asta. Apoi. Nu 8X plus 8Y. Deci A plus B egal cu 128 devine, după locația asta, 8X, cum ai zis tu. 8X plus 8Y egal cu 128. Plus 28. Egal cu 8, X da. Plus Y, egal cu... X plus Y, egal cu, o dată... 16. 16. Și acum, XY, adaugă de sub XY, prime între ele, ca să... corectorul se vadă foarte bine cât ești. Acum trebuie să iau pe valori. Așa. Ne-am făcut ieri chestii mult mai dificile. Da, deci astăzi trebuie să... Asta e banalitatea acum. Mai mult. Da? Deci da. Foarte deci repede. Deci prin toate și atunci ai... Deci X egal cu 2. Intră să mână că ieri a fost o lecție superbă. Poți să fii și astăzi. Sigur.
A trebuie să ai încredere și să te duci în X egal cu 2, Y egal cu... X egal cu 14. Îți place? Nu. X egal cu... X egal cu 3 și Y egal cu 13. Da. Îți place? Nu, bine. Apoi. X egal cu... Sigur că da. X egal cu 13 și Y egal cu 3. Da. X egal cu 5 și Y egal cu... 11. Și îți place și asta? X egal cu 11 și Y egal cu 5. Da. 13, X egal, nu, da, 5. Gata, am făcut toate. Asta e gata. Am numai și 7. Am și 7. 7. Sigur că da. Și Y egal cu? Adică ai X egal cu 7 și Y egal cu 9. 9, da. Eu am pus că e greșit. 16, da? Da, da. 9. Da, e bun. Și sunt prime între ele, da? Și tot așa de bine, X egal cu 9 și Y egal cu 7. Corect. Am avut mai multe de... Da. Și să scriu soluțiile A și B, dacă acum nu mai pierdem timpul. Ok. Ți-a fost clar, da? Da? Deci nu avem emoții dacă am înțeles bine. Așa, vreodată nu mai uiți niciodată. Divizorul exact. Comun al lor e 9 ori, 9 ori, 9 ori, cât o fi el în toate. Și cu precizare că ele sunt prime între ele, dacă ești doamnă pe doamnă. Așa. Vreau un nerv, vreau un nerv. Da, e moare, e bine. Astăzi mai fost. Ai început că... Sper să nu fii și vreo răceală după mine. E posibil și asta. Dar mai numai ca să facem în orice condiție. Sigur că da. Demonstrați că... Să creează stare de bine. Exact. Da. Am citit un mesaj acum recent, cineva a scris și a spus așa. Nu ne-a fost dat să vadă vreodată un profesor atât de determinat. Pare că, zice, radiază de bucurie când intră și se pune mâna pe cretă. Direct, e și mai puternic emoția față de... Da. Mărturisesc. M mare egal cu 5 la n plus 2 plus 5 la n plus 1 plus 5 la n. Trebuie să demonstrăm că acest număr este divizibil la 31. Se rezultă? Că 5 la e, ci că e, se divide de la 31. 31. Ai și să vezi, da. N egal cu 5N ori 5 la 2 plus 5N ori 5 la 1 plus 5N. În scopul 5 în fapt M egal cu 5N pe lângă 25 plus... 5 la e pe lângă? 25 plus 5 plus 1. 5 la n ori 31 și restul că se divide la 31. Uite, nu rezist. Crede-mă, nu rezist. trebuie să-ți dau greșitul următor. Deci avem numărul A egal cu 5 la 0 plus 5 la 1 plus 5 la A 2 plus 5 la a 3-a, plus 5 la a 4-a, plus 5 la a 5-a, da, deci, plus puncte, puncte și mai departe, plus 5 la puterea 25. 5 la 25. Hai să zicem... se divide. Da, 3. La 23. Așa. Să se divide la 31. Ok. Să se arate că A se divide la 31. Păi...